8 atleți de la Clubul Sportiv Școlar Zalău și Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău au plecat în această dimineață să cucerească primele medalii din 2016 ale atletismului sălăjan în cadrul campionatelor naționale de sală rezervate categoriei de vârstă juniori. Sâmbătă și duminică, sala de atletism din incinta Complexului Sportiv Național Lia Manoliu din capitală va găzdui finala campionatului național indoor, competiție rezervată categoriei de vârstă juniori 1. Concursul din capitală consemnează cea de-a doua competiție națională ca și interes din acest an, după ce la finalul săptămânii trecute, în aceeași locație, s-au disputat întrecerile categoriilor de vârstă, tineret și seniori. Județul Sălaj va fi reprezentat în cadrul competiției de la București de o delegație de 8 sportivi, 5 de la Clubul Sportiv Școlar Zalău și 3 de la Liceul cu program sportiv Avram Iancu Zalău, iar unii dintre ei au mari șanse la un loc pe podium. După ce s-au încălzit în etapele preliminare, atleții vor concura acum cu medaliile pe masă, într-o sală renovată în urmă cu un an și care dispune acum de condiții cât de cât la nivelul așteptărilor. Clubul Sportiv Școlar a trimis în capitală pentru a lupta pentru medalii sau o clasare cât mai sus în clasamentul național pe alergătorii Raul Crecan, Robert Parge, Florin Fucco și Andrei Oneș, toți patru pregătiți de profesorul Nelian Ianchiș, precum și pe Florin Matei, sportiv antrenat de profesorul Virgil Sabou, care va concura în proba de greutate. De la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău au plecat spre capitală însoțiți de profesorul Teodor Bibian, alergătorii Gruia Luca, Gheorghe Claudiu Meleg și Șarcanii Rachel. Cele mai mari șanse la câștigarea unei medalii le au Raul Crecan la 1500 de metri și Robert Parge la 400 de metri, dar cu șanse la podium intră în concurs și Luca Gruia și Claudiu Meleg la 3000 de metri. Florin Fucco și Florin Matei, ambii juniori 2, au șanse reduse la podium, dar șansele lor la cucerirea unei medalii sunt ridicate la naționalele juniorilor 2, programate peste o săptămână în aceeași sală de atletism din București. La ediția din acest an a naționalelor de sală, pe teren acoperit, rezervate juniorilor s-au înscris peste 300 de sportivi din întreaga țară.